Profesorul Dan Voiculescu anunță că susține demersul suceveanului care a construit în Moldova primul metru de autostradă și spune că acesta arată creativitatea excepțională a românilor. Totodată, Dan Voiculescu se întreabă ce pot face un milion de români deștepți și corecți dacă unul singur a reușit să construiască un metru de autostradă. De exemplu, domnul Mandachi nu a acceptat că în Moldova nu se pot construi autostrăzi și a făcut ceva concret care, mai devreme sau mai târziu, va determina o schimbare de fond. Avem, din fericire, multe alte exemple de antreprenori români care creează valoare adăugată pentru ei și pentru România. Investițiile în infrastructură sunt esențiale. Susțin demersul simbolic de a ne opri 15 minute pe 15 martie 2019 pentru a sublinia necesitatea de a nu mai rămâne mereu blocați pe o rețea rutieră depășită. Sunt convins că în acea zi toți cei care înțeleg importanța fiecărui minut muncit vor recupera această pauză.